Zeci de localnici din comuna Peștișani au recreat la sfârșitul săptămânii atmosfera de odinioară de la Clacă. Cu emoție în suflet, bunicile și-au amintit cum participau alături de mamele lor sau chiar de bunici la astfel de întâlniri, pe vremea când televizorul nu exista sau avea program limitat. Oamenii au venit îmbrăcați în costum popular și au fost însoțiți de copii sau nepoți. Femeile le-au arătat fetelor mai tinere cum se țese la război, cum se coase o cămașă tradițională sau o față de masă, iar bărbații au povestit ce alte meșteșuguri practicau odată. Cu migală, atenție și multă răbdare, femeile au dezvăluit secretele meșteșugurilor ce riscă să fie uitate. Ei, când acordeoanele de răsună văile, de răsună văile, și pe glasul lor de strune lumea toată să se adune, și pe glasul lor de strune lumea toată să se adune. Zum 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 zum. Ei, și țambalul cântă cântă, lumea toată mi-l ascultă, lumea toată mi-l ascultă, și pe glasul lui de strune lumea toată să se adune, și pe glasul lui de strune lumea toată să se adune. Țim 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 țim. Saltă catrințele și joacă fetițele de saltă. Cele mai multe dintre localnicele prezente la întâlnire au purtat cămăși vechi de peste 100 de ani. Fiecare și-a prezentat cămașa, modelul cusut, și a povestit de unde a moștenit-o. La întâlnire a participat și primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui, care a mărturisit că e pentru prima dată când la un eveniment cu caracter tradițional nu a dorit să îmbrace portul popular tocmai pentru a-i evidenția astfel pe bătrânii care păstrează și poartă cu mare cinste cămașa populară moștenită din străbunii. Da, moare, după tine, da, moare, mi-ai trimis dorul pe-o floare, mi-ai trimis nică prea mult, mi-ai trimis nică prea mult, să nu poți să te mai uit, să nu poți să te mai uit. Vine seara pe la moție și am să ți-l dau pe tot ție, să nu mai fie mânie, să nu mai fie mânie. Ți-l dau nică și pe-al meu, să vezi cât ți-e de greu. Fata nechi măriuță, când te văd pe potecă, fugim amândoi mărioară. Întâlnirea a avut loc în cadrul proiectului Memoria, instrument esențial, proiect elaborat de Camelia Moise, regizor de film, antropolog, manager de proiecte culturale, producător de film și televiziune.